Salutare colegii, colegi de canal, colegi de suferință, colegi de Horseman cu ocazia acestui clip. Sunt mai bine de 3 luni de când mi-am adus din Anglia cei 4 Horseman și poate că vă întrebați ce rezultate am avut cu ei. Și asta vreau să arăt în acest clip. Haideți să vedem imaginele cu păsări. Iată o trupă de 5 bucăți. În stânga, un guciun albastru, scos din femela roșie recesivă din Anglia și masculul meu Ridius. În mijloc, feredul acesta care a apărut în cuibul femelei Faded cu masculul roșu recesiv din Anglia, care nu cred că este al lor, dar l-am pus aici cu trupa pentru că arată frumos așa colorat și putem poate face și o comparație. Negrul acesta din dreapta este din masculul Brown din Anglia și femeia andaluz cu care l-am împerecheat. Iar în mijloc avem o pasăre care nu este din păsările din Anglia. Este din Neckerman, masculul meu negru. Și o femelă indigo. Puiul fiind și el tot indigo ca și mama lui, indigo dungat. Simpatici, simpatici toți. Simpatici toți. Așteptăm să vedem ce iese de ei. Negru e foarte frumos. Foarte frumos negru. Bun, cam asta ar fi imaginea cu păsări. Bun, ăștia au fost puiuții. Ăștia au fost puiuții în acest moment, ăștia mari, înțărcați. Și ați văzut despre ce este vorba. Am zis 4, da? De fapt știți, 4 păsări din Anglia. Și o să le luăm pe rând, da? Prima dată și cel mai scurt, masculul albastru. Cu o femelă de-a mea, dar Ridius pe andaluz, n-am nimic din ei, da? De-aia am zis că începem cu ei, că e cel mai simplu. Nu am nimic din ei pentru că femela îmi face ouă cu coajă moale, este o femelă tânără, mi-a făcut deja două rânduri de, sau al treilea, da? Trei. În primul cuib m-a avut doar un ou. Mă rog, detalii astăzi despre femela mea, care de fapt este motivul pentru care nu am pui din acel mascul albastru. O să pun în descriere niște clipuri cu perechile pe care le-am făcut atunci, da, cu aceste 4 păsări, cu perechile despre ale căror rezultate vorbim în acest clip. Și trecem mai departe. Trecem mai departe la următoarea pereche, masculul meu, Ridius, cu femelă roșu recesiv. Femela roșu recesiv din Anglia. Ați văzut în acest clip 2 puiuți din ei, unul albastru și unul gut. Amândoi sunt masculi, pentru că este în discuție o pereche sex-linkată, adică în cazul de față masculul fiind Ridius, masculul meu, el nu poate să-mi dea doar fiice Ridius, da? Având în cuib un pui albastru și un pui gut, aceștia sunt automat masculi. Și
mai complicat sau mai tragic este că în următorul cuib au avut încă un mascul, da? Un singur pui mascul l-a mutat la 2 la sat. Adică în ideea că la sat mi-e puțin mai greu să-i controlez, da, zilnic, și chiar s-a întâmplat să pierd acest pui o săptămână mai târziu, dar ce vreau să zic este că mi-am asumat acest risc minim când vorbind despre încă un mascul. Da? Dacă erau femele, sigur rămâneau aici la mine în pod ca să mă îngrijez, să mă ocup de ele mai bine. Dar ghinion, iată, al doilea cuib, un singur pui mascul și acela. Bun, nu mai este. Mergem mai departe la puiul negru, da? Puiul negru este totul mascul pentru că el provine din a treia pereche, da, despre care vorbim acum. Masculul brown și o femelă de-a mea andaluză. Masculul brown din Anglia. Masculul brown care cred că este khaki. Este prea deschis pentru a fi un simplu brown. Dar nu este foarte relevant, cel puțin nu pentru mine în acest moment. Din nou o pereche sex linkată, da? Cu sex linkaj. Adică masculul fiind brown, indiferent că este khaki sau brown, dacă khaki este diluția lui brown, deci dacă ar fi khaki, dacă este khaki, este tot un brown plus diluție, da? Un brown diluat. Deci oricum este un brown. Masculul fiind pe brown, ca și genă de culoare de bază, nu poate nici el să-mi dea decât doar femele browne, da? Browne. Dacă este și diluat, din nou și aceasta se aplică exclusiv, îmi va da doar fiice diluate și doar pe brown, da? Deci doar khaki, dacă vorbim de diluție. Bun, el are un pui negru, deci este automat mascul. Automat mascul. Un pui foarte frumos, un pui foarte, foarte, foarte frumos. Îmi place foarte, foarte mult puiul acesta, așa cum îmi place și tatăl lui, da, Brown, îmi place foarte, foarte mult pasărea. Și nu e tot, da, avem cuibul 2 la perechea asta, la masculul ăsta Brown, un pui andaluz. Un pui andaluz, adică din nou mascul, da, pentru că nu este un brown, care este culoarea exclusivă pe care mi-o poate da acest mascul pe fiicele lui, da? Când nu este brown, este o altă culoare, aceea provine din combinația de cromozom transmisă de mama puiului și asta îl face mascul, da? În cazul acestor două gene, Ridiusul în perechea cu roșia recesivă și brownul în perechea cu această andaluză, da? Deci în cuibul 2 am un andaluz de vreo 5 săptămâni, ceva de genul ăsta, și ăsta l-a mutat la alte 2 ce acolo la mine la sat și perechea este la sat, brownul este singura pereche din acestea 4 pe care i-am mutat la sat foarte repede, fără niciun alt motiv decât acela de organizare, da, de legat de faptul că femeia era deja obișnuită acolo și aveam boxa ei liberă. Bun, iată, deci în cuibul 2, încă un mascul pe care l-am mutat sub 12, pe același considerent că nu consideră un risc dacă îl pierd, da, pentru că am foarte mulți masculi, ăsta deja este riscul. Sau cum să zic, situația nasoală este deja că am nu foarte mulți masculi, am exclusiv masculi și asta e o situație nasoală, nu mai e un risc, e o situație nasoală. Am mutat andaluzul sub altă pereche, sigur că sunt foarte, foarte curios și de el, pentru că arată bine și negru și tatăl lor și s-ar putea și andaluzul ăsta să fie super pe gustul meu. Super pe gustul meu, s-ar putea, așteptăm să-i vedem. Am așteptări ca din toate celelalte perechi, da? Și
Și la perechea asta, la masculul brown și femela mea andaluză, sunt deja la cuibul 3. Numai ce s-a ouat femela, miercuri avea un nou, azi fiind vineri, probabil că l-are deja și pe al doilea, în cuib. Păcate, între ghilimele, da? Culoarea brown este chiar una pe care eu, care să mă atragă și pe care să o lucrez în volieră. Am avut-o și am exclus-o așa încet, încet, m-am retras pe câteva alte chestii. Și în cazul acestei perechi, da, când îmi va da femele brown, ele nu vor fi, cum spuneam, pe gustul meu, dar ca și culoare, dar desigur că vor fi mult mai ajutor decât un mascul, de exemplu, andaluz, care e în plus. La fel ca și fratele lui negru, da? Este în plus, sunt în plus, sunt o problemă, sunt o problemă. Sunt o problemă așa ca și efectiv, da? Ca și efectiv de păsări, toți masculii aceștia, la un loc, da? Altfel, dacă aveam femele din celelalte perechi, sigur că erau minunați și ăștia sau dacă se puteam face combinații. Bun, în primul și în primul rând, urmăresc femele, ca mi-e mult mai ușor să merg mai departe, toată lumea știe, pentru oricine e mult mai ușor să meargă mai departe cu femele. Ok. Trecem la următoarea pereche, ca să vă zic la sfârșit strategia pe termen lung, să o numim așa. Trecem la patra pereche, la ultima pereche. Masculul roșu recesiv și femela faded. Femela faded, care au, iată, în primul cuib, doi pui cu bălțături. N-am pus în clipul acesta decât masculul, doar masculul acela dungat faded cu gușa roșiatică. Femela pe albastru am ales să nu mai bag în clip ca să, cum să zic, ca să dăm un dramatism total că sunt numai masculi, dar sigur că nu de asta. Femela o bănuiesc ca nefiind fiica roșului recesiv, da? Femela. Acum la mascul aveam dubii. Aveam dubii și am în continuare, dar informațiile, există informații noi, am verificat astăzi al doilea cuib din această pereche, masculul roșu recesiv și femela faded și ghici ce? Din nou am bălțături. Da? Deci perechea aceasta îmi dă bălțături și automat puii pot fi ai lor. Zic eu că masculul mai degrabă, femela albastră pe care vă spuneam că n-am inclus-o în clip, tot așa cu bălțături, aș zice că totuși nu este din ei. Da? Deci sunt șanse ca masculul acesta din clipul pe care tocmai l-ați văzut cu porumbei, din imagine cu porumbei, masculul cu gușă roșiatică să fie fiul lui, dar nu neapărat. Nu neapărat. Nu neapărat. Rămâne de văzut. Este totuși, în comparație cu tatăl său, are picioare mult mai scurte. Rămâne de văzut. Deci ei pot să-mi dea bălțături această pereche. Mi-au dat bălțături și în următorul cuib. Și ăștia cu siguranță sunt ai lor. Reproducția lor se face pe boxă închisă. Și iată că am aripă complet albă. Aripă, da? Cele 10 remige. Cele 10 remige complet albe pe un pui. Un pui de vreo 5 zile, da? Atât au amândoi puiuții și posibil să fie și pe al doilea să fie vreo remigă albă, da? Să aibă doar niște șpițe. Sunt foarte mici puii, doar la cel cu aripa complet albă se vede prea clar ca să nu conștientizăm că avem o pereche care dă bălțături. Dă bălțături. Acum e vina asta cu bălțăturile, pentru că o numesc o vină, da? O vină. În reproducția pe care o urmăresc eu cu ei, da, pentru expoziție, nu au ce căuta aceste bălțături. De altfel, ele fiind foarte frumoase și făcând deliciu acestei rase ca și a
altor rase, da? Porumbei de zbor, ne referim aici la porumbei de zbor. O aripă albă deschisă, da? Are farmecul ei. În schimb, ghinion pentru standard și pentru expoziție. O să trească să investighez puțin din familia femelei. Am mai avut situații când mi-au dat șpițe albe, o pană albă. O pană albă am mai avut la ceva, să zicem, veri, unghii îndepărtați. Dar voi întreba pe Evan, el cum stă cu bălțăturile în familia acestui roșu recesiv, da? Ca să putem să mergem mai departe într-un mare stil. Adică să folosesc masculul cu altă femelă sau să folosesc femela mea cu alt mascul. Să vedem de unde vin bălțăturile, da? Vă spuneam și în alt clip cu puii lor din primul cuib că o bănuiesc pe ea ca fiind, având potențialul acesta de a da pene albă în aripă, dar nu eram sigur, nici acum nu sunt sigur dacă cumva bălțăturile nu vin de la mascul, dar cred eu că acolo e problema, da, la ea. Voi aștepta în schimb sau aș putea să aștept un pui din el care să nu aibă bălțături, pentru că o pereche care transmite bălțături care dă bălțături poate să dea și fără bălțături, da? Să nu le dea neapărat. Sau voi schimba perechea. Nu știu, o să mă gândesc la asta. Iată două probleme, una mai mică și una mai mare, sau amândouă la fel de mari, da? Bălțăturile. Am stat, m-am gândit că e problema mai mică, de asta este o problemă foarte mare și faptul că mi-au dat în exclusivitate masculi, asta este o problemă mare, care poate și ea fi mică dacă în următoarele cuiburi nimeresc femele la toți, da? Deci, mici sau mari, acum asta e discutabil, dar sunt două probleme care le întâmpin, iată, în reproducția acestor patru păsări din Anglia, despre ale căror rezultate vreau să vorbim în acest clip. Cum spuneam, mi-ar fi mult mai ușor să lucrez cu femele, da? Eu am scos masculi în exclusivitate, nu-i vorba că am scos mai mulți, am scos în exclusivitate masculi. Nasolă treaba, nasoală, nasoală. Ca și idee de combinație de viitor, să zicem așa, mă gândeam să întorc din puii lor, da, în păsările din Anglia. Eu am adus din Anglia trei masculi și o femelă, da, am adus majoritar masculi și nu o să pot întoarce acești pui care și ei sunt masculi în masculii din Anglia. Evident, nu? Cam asta e situația. Cum spuneam, sunt foarte mulți masculi, dar nu sunt așa de mulți. Problema este că sunt exclusiv masculi, că nu sunt mulți. Sunt frumoși, sunt frumoși. Sper să se schimbe balanța asta, să scot femelele pe care urmăresc să le scot și cu care aș putea continua într-un alt ritm sau spor, dacă vreți să-i ziceți. Asta a fost deocamdată, astea sunt rezultatele cu horsemanii din Anglia la acest moment. Mergem mai departe, continuăm și vă țin la curent. V-am salutat, ceau!